Veniți de primiți lumina, veniți de primiți lumina, luăm aminte.
Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci Îngerul Domnului, pogorându-se din cer, și venind a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul, de frica lui, s-au cutremurat cei care păzau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit căutați. Nu este aici, că s-a sculat precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au legat să vestească pe ucenicii săi. Dacă mergeau ele să vestească pe ucenici, iată Iisus l-a întâmpinat și l-a zis: bucurați-vă! Au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, merge și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori venind în oraș au spus căpeteilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis să spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli, ci pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până ziua de azi.
Slavă Sfintei! Și ce ai de o ființă de viață păcătoare și nedespărțită trebuie, totdeauna acum și pururea, în veci veci. Thank you.